Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Modalități diferite de a te ruga. Partea a treia. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Deuteronom, capitolul 9, versetul 25. Actul de a se ruga este crucial pentru credincios. Dar e importantă și maniera. Găsește modul de rugăciune care ți se potrivește. În Scriptură, oamenii se roagă ridicați în picioare, pe genunchi, așezați pe scaun, culcați pe pământ, cu mâinile și cu fața ridicate spre cer sau cu capul aplecat. Găsește metoda care funcționează cel mai bine pentru tine și folosește-o. Unii se roagă mai bine dacă se mișcă. Dacă te numeri printre ei, du-te la plimbare, condu mașina, aleargă. Ești liber să-ți folosești corpul și să adopți o poziție care să te ajute să-ți întorci gândurile și inima spre Dumnezeu. Când îți recunoști păcatele, poate ți se va părea util să stai cu capul plecat și să te așezi pe genunchi. Lucrul acesta te va ajuta să te aduci aminte și să trăiești smerenia acelei clipe. Când te închini, poate dorești să-ți îndrepți fața către cer. Când ceri călăuzire, poate ți se va părea potrivit să-ți ridici mâinile spre cer, semn că exprimi din toată inima, Doamne, facă-se voia Ta. Când te rogi pentru cineva, poate vei dori să privești persoana în ochi în timp ce vorbești cu Dumnezeu și spui, Tată, îți sunt atât de recunoscător pentru această persoană, tu știi care sunt nevoile ei, te rog să iei aminte la dorințele inimii ei. Când îl lauzi pe Dumnezeu, îți poți pune un CD cu muzică de închinare și să-i cânți și tu. Sunt, desigur, doar idei. Important este să te apropii de Dumnezeu cu bucuria, entuziasmul, simplitatea cu care aleargă un copil în brațele unui părinte iubitor. Așa cum amprentele tale sunt unice, la fel temperamentul tău nu seamănă cu al altcuiva. Așa că apropie-te de Dumnezeu într-un mod natural, spontan și care te face să te simți în largul tău. Roagă-te așa încât să fie primită rugăciunea ta.